vorbim despre experiența mea scurtă, de o lună jumătate de când am apucat să fac acest activitate fizică, chiar dacă în club sunt foarte mulți alergători sportivi, mă risc, și o să mă împărtășesc și eu despre cele trei mari lucruri mărețe pe care le-am realizat în perioada scurtă de o lună jumătate. Primul lucru pe care l-am realizat a fost să conștientizez că am un program autolimitativ în care îmi setam rezistența după o unitate de timp. De ce spun asta? Eu nu am fost niciodată o persoană care să facă activitate. Mai mă prosteam prin casă cu niște exerciții și dar îmi plăcea în schimb să mă plimb, să fac un bărnuș în București. Și am aflat ulterior că și asta este un sport, plimbare. Ceea ce m-a bucurat. Și în casă făceam de genul 20 de abdomene, 30 de pilates, 25 de genoflexiuni și brusc, după ce mă setam la acest număr de exerciții, oboseam brusc și ieșinam și mă opream. La un moment dat, anul trecut, am început să simt o atracție față de alergat. Colegele mele mergeau la alergat în parc, îmi spuneam să vin și eu, nu am reușit să ajung, pentru că nu eram genul care să facă o mișcare, un sport, în mod disciplinat. Dar am simțit această atracție și mă vizualizam eu alergând în colanți, în atâta și în tricou. Până când într-o zi, anul acesta, în ziua de Paște, într-o fracțiune de secundă, am zis să ies la alergat. M-am îmbrăcat ce aveam prin casă și am ieșit. În naivitatea mea am crezut că pe acolo prin cartier pot să dau o cură mare așa la blocurile din apropiere. Dar după 200 de metri, pur și simplu, am leșinat. M-am oprit și m-am oprit în dreptul unei vitrine cu pișcotri. Care avea să fie obsesia mea în zilele următoare. Mi-am reluat un pic alergarea, m-am oprit de câteva ori până să ajung înapoi acasă în siguranță. Am observat că n-am să pot să dau acea cură mare de blocuri și am scurtat-o printre blocuri. Am făcut o cură mai micuță. A doua zi am ieșit în dreptul vitrinei cu pișcotul. Ce s-a întâmplat? M-am oprit. M-am obosit și m-am oprit. Și lucrul ăsta s-a întâmplat câteva zile la rând și mă întrebam ce se întâmplă. Pentru că totuși am căpătat un pic de rezistență și am tras de mine să nu mai opresc în dreptul vitrinei cu pișcotul, să merg să obosesc și să mă opresc în dreptul băncii, care era cu 50 de metri mai încolo. Am repetat figura de câteva ori, am reușit totuși să măresc limita de rezistență cu 50-100 de metri și am ajuns astfel că de la 3-4 oprit de cura aceea micuță de blocuri să fac 3, 2 și 1 și până într-o zi. Când m-am enervat de tot și am zis, astăzi alerg și mă bucur de soare. Era ziua de 1 mai, era foarte frumos afară și atât mi-am zis. Alerg și mă bucur de soare. Și ce credeți că s-a întâmplat? Nu m-am mai oprit deloc. Am alergat, eu totuși mintea mea spunea, dar hai să te oprești, să te odihnești un pic, uite, vitrină cu pișcotul, uite, banca, o mașină roșie pe care le aveai carte. Dar corpul meu alerga, intrase într-un rit și m-am lăsat în voia ritmului lui. Am ajuns scara blocului, am intrat ca o vingătoare în bloc, poate trecuse o linie de maraton. Pentru mine a fost o mare performanță. N-aș vrea să știu ce cred cei care sunt pe camerele de la vederi, care sunt montate în colul blocului. Și am continuat fără oprire de atunci. Apoi am fost la prima ediție a Speakers Club Runners, de pista de alergare, am fost cu tot altă experiență, într-un mediu profesionist. Am reușit și acolo să alerg fără să mă opresc câteva ture și m-am minunat. Și evident că de la a doua zi am reușit să-mi fac și cura cea mare pe care mi-o setase inițial în prima zi când am ieșit. În ziua de Paști, acum o lună și jumătate. Deci primul mare lucru pe care l-am învățat despre mine este că rezistența mea mi-o setez acolo unde doresc eu. 20 de abdomene sau 50, o tură mică sau o tură mare. Un alt lucru important pe care l-am realizat în această lună și jumătate a fost să-mi întregesc personalitatea cu un aspect. Care este acesta? Acela de a vorbi aici în fața dumneavoastră, de a ieși în față și de a vorbi, de a avea curajul să mă afirm și să-mi spun ceea ce gândesc și să-mi împărtășesc ideile. Și de ce spun asta? Pentru că am dat peste un studiu făcut, evident, de celebrii cercetători britanici, care spune
dezvăluie personalitatea. Și am citit acolo că persoanelor cărora le place să meargă foarte mult, preferă să fie singure, sunt empatice, se implică în acțiuni caritabile, dar nu le place să atragă atenția asupra lor. M-am regăsit complet. Și mai ales în ultima parte cu a atrage atenția asupra lor, care pentru mine era mai mult. Însemna că n-aveam curajul să ies în față, întotdeauna mă așezam în ultimul rând, în ultima bancă, la orice conferință, stăteam acolo să nu mă vadă nimeni, nu ridicam mâna, n-am dat niciodată feedback până acum, de când e așa s-a întâlnit la Cremilu, a spus că și n-am dat niciodată feedback. Iar despre persoanele care le place să aleagă, că studiul spune că sunt extrovertite, iubesc să fie în centrul atenției și ascultă muzică alertă și veste. Iar acest studiu m-a făcut să-mi găsesc întrebarea ce se întâmplă, de ce am simțit o atracție deosebită spre, ca o manecă, a început de anul trecut și s-a materializat de anul ăsta. Am simțit acea atracție deosebită spre acest tip de activitate. Iar în timp ce alergam, am simțit că eu îmi dau întâlnire cu mine într-un loc intim, misterios, necunoscut. Era întâlnire cu mine la un alt nivel și nu știam care este acel necunoscut. Iar acest studiu mie mi-a adus un răspuns și dovadă că lucrurile s-au petrecut foarte repede, la o săptămână după ce am început să fac jogging în Cartier. Am mers la un element caritabil, acolo am găsit pe scaun un flyer cu Speaker Scrub, am venit de câteva ori, m-am înscris și acum sunt la doilea meu discurs și mă bucur pentru că am descoperit acest aspect al personalității mele, am trecut la o nouă etapă în dezvoltarea mea personală, mi-am întregit personalitatea. Iar ultimul lucru frumos pe care l-am realizat este că mi-am făcut foarte fericit, mă simt foarte bine după ce alerg. Este o senzație deosebită. Și pot să spun că eu sunt o victimă colaterală foarte mulțumită de starea pe care corpul meu mi-o dă și mie. Deci, trei mari lucruri am realizat. Mi-am depășit acel program cu efecte autolimitative prin care mă setam singură să obosesc și să mă opresc după un anumit număr de exerciții sau după o tură mică sau 8 minute de trecem sau minute de exerciții. Al doilea lucru, mi-am desăvârșit, am descoperit un aspect nebănuit din personalitatea mea, l-am scos la iveală și sper să-l valorific cât mai frumos posibil. Și ultimul lucru, senzația corporală, o senzație de fericire și pe mine mă ajută enorm și atât la nivel psihic și emoțional. Și aș putea să închei cu un citat frumos pe care l-a scris un comentator sportiv american, că sportul nu construiește caracterul, ci îl dezvăluie.